300 de milioane de euro vrea să dea România pentru mai multe sisteme de drone tactice. Armata dorește sisteme aeriene fără pilot în două variante, terestră și navală. Există un proiect privind achiziția unui sistem modern de drone. Este un proiect, dacă nu mă înșel, care are o valoare de 1,4 miliarde de lei cu 7 sisteme și acest proces de achiziție este în curs. Ministerul Apărării Naționale vrea să cumpere 7 drone de război dintr-un model care a fost testat și folosit cu succes în Irak și Afganistan. Dronele de luptă vor avea raza de acțiune de minimum 200 de kilometri. O dronă înarmată poate fi folosită atât pentru obținerea de informații, cât și pentru lovirea inamicului. Ar fi pentru prima dată când România se dotează cu drone cu armament. În contextul situației actuale din Marea Neagră, forțele navale române au nevoie urgentă de tehnică militară modernă. 4 corvete ar urma să intre în construcție în regim de urgență în țara noastră. Navele care vor intra în dotarea forțelor navale vor dispune de cel mai modern armament naval. Corveta este o navă ce poate fi adaptată realităților militare, cum ar fi detectarea și lupta cu submarinele prezente deja în Marea Neagră. În acest moment ne aflăm pe ultimii metri ai negocierii. Așteptăm răspunsul din partea asocierii dintre Naval Group și șantierul Naval Constanța. Probabil că luna aprilie, finalul lunii aprilie este momentul în care vom putea să luăm o decizie finală. Între timp, România continuă să-și întărească securitatea prin cel mai recent grup de luptă NATO, constituit în țara noastră. Forța rapidă de răspuns a NATO este alcătuită din militari francezi, români, canadieni, olandezi și belgieni. Ministrul belgian al apărării a vizitat ieri baza de la Mihail Cogălnicianu. For the first time in the history of the alliance, we are called upon to deploy within the framework of the VGTF and the security of NATO territory must be reinforced to prevent any extension of the ongoing conflict in Ukraine. În prezent, pe teritoriul României se află avioane de luptă americane F-16 și F-35, celebrele Eurofighter Typhoon, venite din Italia și din Germania, elicoptere de atac Black Hawk, vehicule blindate Stryker, precum și specialiști în strategie și război cibernetic. Francezii, belgienii și canadienii sunt ultimii care s-au alăturat unităților militare care compun Forța Rapidă de Răspuns a NATO.